Ponturi și pariuri la pariuri sportive. Pentru azi avem biletul zilei, pontul zilei, meciuri din Superliga, meciuri din Liga franceză a treia și bineînțeles un meci din Liga secundă elvețiană, un meci în care este nevoie de puncte pentru a încerca promovarea. Biletul este plasat la Superbet, să nu mai pierde timpul, Venim cu argumentele pentru fiecare meci în parte. Hermannstadt u Cluj, un meci practic fără miză pentru ambele formații. Niciuna dintre cele două echipe, dacă câștigă, nu beneficiază de vreun avantaj în clasament pentru că Hermașta nu are voie să joace în competițiile europene, nici nu poate retrograda, este matematic scăpată, Ucluj matematic scăpată de retrogradare, iar pentru trupa lui Sabou urmează cel mai important meci al sezonului finala cupei. Cel mai probabil va amenaja câțiva jucători, iar obiectivul celor două formații este evitarea Accidentărilor. Acum, în ultima etapă, drept urmare, dacă ne uităm că arbitru partide este Florina Andrei, cel care oferă o medie destul de mică, 3,75 galbene în medie după 12 meciuri arbitrate în Superliga, putem să uh, jucăm sub 5,5 ,5 cartonașe galbene. Lejer, cota e în scădere, era 1,40, a ajuns la 1,22, dar. Să trecem mai departe la partida dintre FC Argeș și Petrolul Ploiești pentru că este un meci extrem de important pentru FC Argeș cu 21 de puncte la un singur punct de chindia pe care o mai poate ajunge din urmă în cazul unei victorii, iar dacă Chindia se încurcă, poate scăpa de retrogradarea directă și să prindă locul de baraj în dauna Târgovișteinilor. Pentru asta au nevoie să înscrie cel puțin o dată ca să câștigi împotriva petrolului, un petrolul care nu poate juca nici ea în cupele europene pentru că nu are licența pentru cupele europene, se află pe locul 8, loc ce duce la baraj, dar v-am spus, nu poate beneficia de el. Așa că mă aștept ca petrolul să nu-și rupă picioarele pentru acest meci. în schimb, fece Argeș să dea totul pentru uh, un loc de baraj prins in extremis, așadar trebuie să înscrie FC Argeș dacă dorește să, să scape de retrogradarea directă, ceea ce ne-ar o cotă de 1.33. Mai departe, Arau Schaufelsen, meci din Elveția și vă explic și aici care este treaba cu acest meci. Arau este la un singur punct de ultimul loc, Will, locul 3, deși se află pe locul 5, da? la un singur punct, mai este în spatele său Luzan, în spatele lui Will și urmează Arau 53, respectiv 52 de puncte Joacă cu Schaufelsen 40 de puncte, locul 7 Nu mai are pe unde ce juca, nici nu poate retrograda Nici măcar nu mai poate avansa în clasament Pentru că au mai rămas doar 3 partide 9 puncte puse în joc Drept urmare nu mai poate face nimic cu o victorie Sau un punct obținut azi la Arau De aceea cred eu că Arau va lupta pentru a aprinde in extremis ultimul loc ce duce uh, la baraj, iar cota pentru pauză sau final este de 1.33, recomand chiar ca pontul zilei. Trecem mai departe în Franța Națională, acolo unde Bastia întâlnește Martiques. Hai să vedem care este treaba cu această Martiques, pentru că dacă ne uităm la clasament, vedem că se află pe locul 1 cu 57 de puncte, când au mai rămas, hai să vedem câte etape au mai rămas, două etape, inclusiv aceasta, da? Deci 57 de puncte în spatele ei se află două echipe cu 56 de puncte, urmată de Red Star, locul 4 cu 54 de puncte și Versailles, 51 de puncte. Practic două, patru echipe stă în spatele acestei Martigues, care nu își permite pași greșiți, pentru că la orice pas greșit poate pierde locul de promovare. De partea cealaltă, Bastia Borgo se află pe ultima poziție, 22 de puncte, locul 18, cea mai slabă apărare din campionat, 59 de goluri încasate și, bineînțeles, a al doilea cel mai slab atac din campionat, joacă împotriva al, uh, echipei cu al doilea cel mai bun atac, Martíguez, care nu ar trebui să aibă probleme cu ultima clasată. Drept urmare, mă aștept uh, să ia în serios acest uh, match martigues pentru care are nevoie uh, foarte mare de puncte. Merg pe pauză sau final 2, cotă 1-38. Așa arată biletul zilei, seria o aveți aici. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție că a stat până la final. Eu am fost Nicolae Vasile, nu uitați, pareați responsabil, pareați cu cap. Mă înclin.